Popodia este o plantă medicinală folosită de secole pentru tratarea afecțiunilor respiratorii, a durerilor reumatice și a altor probleme de sănătate. Mierea de popodie este considerată un aliment funcțional datorită proprietăților sale antibacteriene, antiinflamatorii și antioxidante. Mierea de păpădie este un tip de miere care este făcută din nectarul păpădiei. Are o aromă unică, diferită de alte tipuri de miere. Se spune că mierea de păpădie are multe beneficii pentru sănătate, despre care vom vorbi mai jos. Aceasta este o sursă bună de antioxidanți care pot ajuta la întărirea sistemului imunitar. Mai mult decât atât, mierea conține antibiotice naturale și enzime care ajută organismul nostru să lupte împotriva infecțiilor, rămânând astfel sănătoși o perioadă mai lungă de timp. Antioxidanții din mierea de păpădie pot ajuta de asemenea la reducerea inflamației din organism. Aceștia joacă un rol deosebit de important în neutralizarea radicalilor liberi de oxigen și în scăderea stresului oxidativ. Mierea de păpădie este o sursă bună de prebiotice care sunt importante pentru sănătatea intestinului. Prebioticele reprezintă de fapt hrana microbiomului, ansamblu de microorganisme care locuiesc în intestinele noastre și fără de care nu am putea să ne păstrăm sănătatea. Depindem de echilibrul acestor microorganisme și de diversitatea lor, așadar, ceea ce mâncăm noi trebuie să fie benefic și pentru ele. Mierea de păpădie este bogată în nutrienți care hrănesc acești mici prieteni ai sănătății noastre. Unele studii au arătat că mierea de păpădie poate ajuta la reducerea nivelului de colesterol. Mierea de păpădie devine astfel un aliment de nădejde în prevenirea bolilor cardiovasculare și a aterosclerozei, relatează garbo.ro.